Primul episod mai serios de nisoare ne-a arătat încă o dată cât suntem de vulnerabili. În Galați, drumarii încă se chinuiau să curețe o șosea județeană la aproape două zile după ce nisoarea și vântul s-au oprit. Autoritățile din Vrancea și Buzău critică tocmai firmele cărora le-au dat contractele. Astăzi, Consiliul Județean Vrancea a reziliat contractul cu firma care nu a curățat șoselele din sud. Viscolul provoacă probleme și în lipsa unor sisteme și garduri care să protejeze drumurile de zăpadă. În Hunedoara, iarna rea a făcut în aceste zile o victimă, o femeie în vârstă de 46 de ani, din Uricani. Venea spre casă, dar pe drum, posibil din cauza efortului depus în timp ce mergea prin zăpadă și viscol, a căzut. Ea locuia undeva izolată, la vreun kilometru jumătate de drumul de acces, singură. A încercat să întoarcă către casă și a căzut în zăpadă. La câteva sute de kilometri distanță, în județul Galați, drumarii deszăpezeau la prânz. Drumul național 24D era încă închis. Acolo unde au fost instalate parazăpezi, acestea au împiedicat viscolul să aducă zăpada pe șosele și iată, se vede că aici șoselele sunt mult mai curate. Exact în locul unde se termină, putem vedea efectele pe drumul național, unde zăpada a fost adusă de vânt. Potrivit Companiei Naționale de Drumuri, în România sunt montate puțin peste 400.000 de metri liniari de astfel de garduri, care să țină zăpada la distanță. La fiecare furtună puternică, drumul național 22 din județul Buzău se închide. Așa s-a întâmplat și acum. S-au montat parazăpezi pe 79,9 km din totalul de 1314 km. Acolo unde nu sunt garduri, ar putea fi plantați copaci. România are la dispoziție 95 de milioane de euro, fonduri europene, pentru înființarea de perdele forestiere. În momentul de față nu sunt depuse proiecte pentru perdele forestiere de către unitățile administrative teritoriale. Uniunea Europeană cofinanțează și două proiecte private de soluții anti-înzăpezire pentru șosele și trotuare. Unul, un sistem de topire automat a zăpezii, funcționează deja. Iată imagini din timpul unei furtuni de zăpadă din Danemarca. În 15 minute, drumul e negru.